Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, în seara aceasta vreau să mă folosesc de un singur verset din Scriptură, rămâneți așa, este scris în Luca, capitolul 9, versetul 62, unde cuvântul Domnului spune așa, Luca, capitolul 9, versetul 62, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă vorbim despre determinare, despre hotărârea noastră, am considerat că este bine să vorbim mai mult în seara aceasta de partea negativă a lucrurilor, pentru că mie mi se pare cel mai ușor putem învăța, cum spune profetul Solomon, din pățaniile altora, din ceea ce Dumnezeu, Evanghelia, vorbește în chip negativ, să nu ajungem acolo, să nu facem cu tare sau cu tare lucru, eu consider că de aici putem să învățăm multe lucruri. De ce? Pentru că din aceasta vedem că Dumnezeu este un om sau un Dumnezeu hotărât, un Dumnezeu care ia decizii în viața omului, în viața unei biserici. Avem un Dumnezeu care se uită în viața noastră și ne spune dacă mergem bine sau dacă mergem rău. Stăteam și mă gândeam la ceea ce spunea fratele Daniel aici, dacă am găsit oameni și am întâlnit oameni în viața noastră hotărâți, determinați. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei? Uitați-vă la mai marii voștri și ce să faceți? Să le urmați credința. Acum, frați și surori, fiecare dintre noi va spune că da, mai marele nostru sau mai marii noștri sunt apostolii, sunt părinții bisericii, mai marii noștri este Domnul Iisus, că El este fratele nostru mai mare, dar le-am văzut noi cu ochii noștri sfârșitul lor de viețuire? Da, negreșit, este scris. Cum au trăit oamenii aceștia, cum au sfârșit oamenii aceștia, dar ceea ce am putut vedea cu ochii aceștia de carne, oameni ai lui Dumnezeu, păstori, prezbiteri sau chiar, ce știu eu, în biserică, oameni destoinici care și-au arătat vrednicia pentru un Dumnezeu că îl slujesc și la bine și la rău, aceștia pentru noi poate să constituie mai marii noștri. Ce știu, ne amintim de un vas de lucrare care a lucrat Dumnezeu prin el, în sat, în comuna din orașul de unde venim. Acolo ne amintim de un păstor care a știut să slujească și să se aplece la nevoile tuturor din biserică. Și aceasta în inima noastră a rămas ceva marcat, care am spus că așa cum a fost cu tare, așa vreau să fiu și eu sau vreau să-i urmez credința. Deci, fraților, Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne spună, sau cu alte cuvinte și de dimineață, cum s-a vorbit și de fiecare dată când venim în locul acesta, Dumnezeu vrea să ne spună că nu avem motive, nu avem, ce știu eu, scuze, prin care să spunem că nu am știut să facem așa sau așa. Nu avem niciodată justificări înaintea lui Dumnezeu să spunem că eu, cât despre mine, vreau să fac binele, dar fratele de lângă mine sau problemele din viața aceasta sau altele lucruri, dăm vina pe alții. Mi-amintesc de o întâmplare când se întâmpla în vremea mea, când eram tânăr, era un frate care nu dădea dovadă că este creștin și se oprea pe la bufete, pe la crâșme și lua câte un pahar, ajungea acasă beat și spunea că nu eu, vrăjmașul m-a înșelat. Ajungea pe acasă, se bătea cu unul cu altul, nu eu, vrăjmașul a făcut. Ei, și într-o zi a spus cineva, lasă că îi dau eu vrăjmașului acesta, îi dau de hac. Și el a câteva capaci. Și a spus, nu, gata, eu nu mai fac. Deci era un om care nu era stăpân pe el, se vedea
în realitate că nu era El care făcea aceste lucruri. Dar aceasta nu înseamnă că noi, în viața noastră, putem să dăm vina pe altcineva. Cuvântul Domnului seara aceasta spunea că cine pune mâinile pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, hotărârea pe care noi trebuie sau care am luat-o la început și consider că ne amintim fiecare dintre noi cu câtă ardoare, cu cât foc, cu cât zel, când spuneam că îl vom sluji pe Dumnezeu până la moarte. Indiferent ce va fi în viața noastră, indiferent de problemele care ne apar în viața noastră, eu voi sluji pe Domnul. Și erau multe întrebări care se puneau în felul acesta și noi spuneam cu atâta ardoare că îl vom sluji pe Dumnezeu. Niciunul nu spunea că nu-l slujește. Dar, cu părere de rău spun lucrul acesta că mulți dintre noi sau mulți din cei care au încheiat un legământ și vorbea cu un zel și cu o râvnă înfocată că îl va sluji pe Dumnezeu, cu părere de rău spun lucrul acesta că mulți din ei au uitat de hotărârea luată. Se uitau înapoi, se gândeau din nou la lucrurile de pe pământul acesta, la faptele firii pământești care le făcea altădată. Nu mai avea zelul pentru Dumnezeu, pentru rugăciune, de a veni la casa de rugăciune. Și atâtea lucruri ei ca oameni poate le justifică și spun că, pe drept vorbind, poate e bine și în felul acesta, spun ei, dar Evanghelia spune altceva. Evanghelia nu minte și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fraților, rămâne așa cum spune cuvântul Domnului. Nu ne arată Evanghelia în niciun loc din Scriptură, nu știu dacă ați citit sau dacă ați găsit dumneavoastră, că dacă noi facem din nou, ne uităm înapoi la lucrurile care le-am avut altădată, oamenii aceștia vor intra în împărăție. Eu n-am găsit scris. Pentru aceasta m-a făcut ca în seara aceasta să continui subiectul de dimineață, ca să înțelegem că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Și spune atât de clar Apostolul Pavel prin Galateni că ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească ce? Putrezirea. Nu este o altă alegere, nu este altă roadă decât lucrurile care merg la putrezire. Dar dacă seamănă cineva în Duhul, va secera din ea ce? Viață veșnică. Deci sunt două lucruri atât de clare. Și aceasta nu că implică pe oamenii din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci aici vorbește de creștini care au încheiat un legământ în apă, care au declarat că îl vor sluji pe Dumnezeu, creștini care vin în același loc de închinare, care cântă aceeași cântare, care se roagă individual fiecare în parte, care ascultăm același cuvânt și dintr-o dată Evanghelia ne spune că sunt două categorii de creștini. Așa înțeleg eu. Când vorbim de oamenii care se uită înapoi, cu părere de rău spunea și Apostolul Pavel și cu atâta frământare consider lăuntric că spunea că Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Oare Dima nu a văzut minunile Domnului? Oare nu era în temă cu ceea ce s-a întâmplat cu Saul, care era un prigonitor? Oare Dima nu a văzut ceea ce Dumnezeu lucra prin oamenii lui Dumnezeu? A văzut. Dar lucrurile din lume a fost mai puternice decât mărturia lui Dumnezeu. Ce l-a determinat pe poporul Israel, spune cuvântul Domnului, că după ce a ieșit din țara Egiptului, o parte de adunătura din poporul Israel și o parte din copiii lui Israel, spune cuvântul Domnului, că le-a venit pofte, s-au uitat înapoi. În Egipt aveam praj, aveam usturoi, aveam de toate. Tu, Moise, ne-ai adus aici, în pustia aceasta, să murim de foame și de sete. Era mai bine acolo. Ce-i determină pe oamenii aceștia să se uită înapoi? Nu știu. Ce ne determină pe noi să nu fim credincioși
în totalitate, nu știu. Dar stau și mă gândesc, în pilda celor 10 fecioare, spune cuvântul lui Dumnezeu că aceste fecioare erau toate împreună. Atât de mult mă frapează lucrul acesta datorită faptului că toate erau împreună, cum spuneam, venim la același loc de închinare, cântăm aceeași cântare, pe fețele noastre se vede că suntem sfinți cu toții, diferența nu se face aici, practic, ci se face pe teren, când ieșim în lume, acolo se vede realitatea, ce fel de creștini suntem. Atunci când vine vrăjmaș cu fel și fel de pofte în viața noastră, atunci se vede ce fel de creștini suntem, pentru că, de fapt, un creștin hotărât se vede în înfrânarea poftelor firii pământești. Și aceste 10 fecioare, spune cuvântul lui Dumnezeu, că erau toate la oaltă. Apare problema aceea că vine mirele, la mezul nopții s-a auzit o strigare, au văzut că candelele se sting, spuneau la celelalte, dați-ne ceva din unde lemnul vostru, dar ele nu le-a dat, duceți-vă și cumpărați. Și apare lucru care mă doare atât de mult, frați și surori, că atunci când ele se întorc, nu știu, Evanghelia nu spune că au găsit un de lemn, n-au găsit, dar s-au întors înapoi la odaia de nuntă. Și știți ce a găsit? Ușa încuiată. A început să bată și din interiorul odăii, spune cuvântul Domnului, s-a auzit un glas și spunea, duceți-vă, nu vă cunosc. Atât de mult mă doare lucrul acesta datorită faptului că pentru mine personal m-ar durea să umblu 40-50 de ani pe calea pocăinței. Și în final Dumnezeu să-mi spună, du-te, că nu te cunosc. Atât de mult mă doare datorită faptului că aici sunt frații noștri, surorile noastre, care Dumnezeu ne-a dat harul prin Iisus Hristos să avem cu toții viață veșnică. Și nu știu ce mă determină sau ce ne determină să nu ascultăm în totalitate cuvântul lui Dumnezeu și în final să auzim vocea, duceți-vă, că nu vă cunosc. În Evanghelia după Matei spune cuvântul lui Dumnezeu că cel care aude cuvântul lui Dumnezeu și nu îl împlinește, trec fugitiv, pentru că Evanghelia spune pentru cei care împlinesc cu cine se aseamănă, cu ce îi aseamănă, sfârșitul lor fericit, dar pentru cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și nu îl împlinesc, seamănă cu un om care și-a zidit casă pe nisip. A venit șuvoaile, valurile, vânturile, a izbit în casa aceea, casa s-a prăbușit pentru că nu avea temelia zidită pe stâncă, ci o avea pe nisip. Frați și surori, dacă hotărârea noastră se vede în înfrânarea poftelor firii pământești, eu vreau să vă spun că ceea ce ne face pe noi să nu fim credincioși înaintea lui Dumnezeu este faptul că lăsăm Evanghelia, lăsăm Duhul Sfânt care ar trebui să ne coordoneze viața și ascultăm de simțămintele noastre, ascultăm de poftele noastre și pentru că nu suntem hotărâți, determinați pentru împărăția lui Dumnezeu și ne uităm înapoi de unde am ieșit, fraților, se întâmplă cuvântul lui Dumnezeu care stă scris. Pentru că un alt verset care ne ajută în privința aceasta spunea că tot în Evanghelia după Matei, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra unde? În împărăția lui Dumnezeu. Mi-amintesc cuvintele de căință, cuvintele de justificare a poporului Israel, care Domnul Iisus Hristos spunea despre aceasta și spunea că, Doamne, dar n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, duceți-vă, nu vă cunosc, ați lucrat fără de lege. După atâția ani de pocăință, să auzim vocea aceea că Dumnezeu ne dă afară,
Se cânta cântarea, sora Lidia cânta că El ne va scula din mormânt, fără suferință, fără durere, și vom sta și vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta era ideea principală. Nu vrei, frate și soră, ca să auzim vocea aceea, El să ne scoală din mormânt, să ne scoată de acolo, sau dacă vom trăi în viața aceasta, să fim transformați, lăudați să fie Domnul și să fim odată cu Domnul. Ce ar trebui să ne întretaie calea în viața aceasta? Sunt atâtea lucruri care vrăjmașul le aduce în viața noastră. Sunt atâtea ispite care El caută să ne aducă în inimile noastre. Sunt atâtea probleme care vrăjmașul caută în fiecare zi să ne confruntăm cu ele. De ce? Ca să nu mai avem în direcția ideii, în ideea noastră, împărăția lui Dumnezeu. Să ne uităm la alții cum își adună, cum își agonisesc, să agonisesc și eu. Să mă uit la alții, la înfloritura unora, și eu să fac tot posibilul să fac aceasta. Nu știu, ne-a chemat Dumnezeu la competiție lucrurile pământești? Cu siguranță nu. Da, să fie competiție în evlavie, în slujire, să fie competiție în sfințenie. Doamne, lasă această competiție în biserica noastră. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. În Evrei spunea cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 12, atât de frumos, o posibilitate de a merge înainte, sau un avânt pe care îl dă Evanghelia, spunea cuvântul lui Dumnezeu: și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. De ce spun aceasta? Pentru că hotărârea creștinului se vede în înfrânarea poftelor firii pământești. Dacă noi dăm la o parte păcatul și ispita care ne înfășoară așa de lesne și alergăm cu stăruință în alergare care ne stă înainte, spuneam mai departe, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușirea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Un exemplu atât de minunat ne dă Scriptura, care în seara aceasta noi cu tot elanul trebuie să-L slujim, să-L urmăm, și Domnul să ne ajute la aceasta. Versetul 3 spunea cuvântul Domnului: uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit în partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în inimile voastre. Versetul 4: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Aici se vede adevăratul creștin. Ca să nu auzim vocea aceea, glasul acela: du-te că nu te cunosc. Să nu auzim vocea aceea să spună că nu te-am cunoscut. Fraților, eu doresc în seara aceasta ca din aceste exemple să înțelegem că Dumnezeu ne vrea cu gelozie. El nu vrea ca noi să slujim și la unul și la altul, vom aminti și lucrul acesta. El nu vrea ca să fim creștini de duminică și în cursul săptămânii să facem ce vrem noi. El vrea ca în orice moment din viața noastră să demonstrăm că suntem copiii lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Un al doilea gând pe care vreau să-l amintesc în seara aceasta este că determinarea noastră, hotărârea noastră se vede în trăirile interioare. Și când vorbim de trăiri interioare, de ce amintesc lucrul acesta? Sunt multe altele și consider că fiecare ar putea să mai adauge multe altele lucruri prin care se poate vedea determinarea noastră, dar am ales aceasta datorită faptului că Domnul Iisus Hristos spunea într-o împrejurare că din inimă ies, din inimă ies. Acum, fraților, spunea cuvântul Domnului că un cărturar bun sau unul care strânge lucruri bune, scoate lucruri bune din visteria inimii lui. Dar când strânge lucruri slabe sau nu sunt bune, acele lucruri le scoate din visteria inimii lui. Și când Domnul Iisus Hristos spunea că din inimă ies lucrurile rele,
Atunci am stat și m-am gândit că dacă eu în inima mea strâng cuvântul lui Dumnezeu, ce poate să iasă din inima mea? Dacă paharul meu, cum spune cuvântul Domnului în Psalmul 23, paharul meu este plin de dă peste el. De ce? Pentru că zic că Domnul este păstorul meu. Întreb, ce lucruri ies din inima mea? Fără îndoială, este cuvântul lui Dumnezeu. Fără îndoială, este lucrurile bune de încurajare, de îmbărbătare pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă eu cochetez cu pocăința și strâng în inima mea lucrurile care zic eu că sunt bune, dar le strâng acolo, am impresia că sunt bune, că l-am văzut pe cutare că aleargă și le strânge, le strâng și eu în inima mea acolo, ce poate să iasă din inima noastră? Din aceeași vână izvorul, spune Iacov, nu poate ieși și apă dulce și apă amară. Nu poate, dar e cum? Dacă eu strâng cuvântul lui Dumnezeu în inimă, cuvântul lui Dumnezeu va ieși. Aici am stat și m-am gândit că, de ce spuneam la început, două dintr-o dată se desparte categoria creștinii în două, apare aici gândirea aceasta că sunt creștini spirituali și sunt creștini firești. Creștinii spirituali nu că trăiesc în altă lume. Creștinii spirituali nu că au ceva, ce știu eu, mai deosebit. Toți creștinii, și spirituali și firești, li s-a dat posibilitatea din partea lui Dumnezeu să avem oportunitatea să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și mai mult ca atât, ne-a dat și Duhul Sfânt, care ne învață, ne călăuzește și ne spune cum trebuie să umblăm. Acum, am stat și m-am gândit că creștinul spiritual, de ce îl numește Evanghelia în felul acesta? Datorită faptului că creștinul spiritual, diferența care o face este că îl lasă pe Hristos să îi coordoneze și să îi controleze viața în orice circumstanță a vieții. Nu este frumos aceasta? Să lești pe Hristos să controleze impulsurile tale sau să-i spui, Doamne, iată vrăjmașul este în viața mea cu această ispită. Sau să-i spui, Doamne, vrăjmașul a venit cu această propunere în viața mea, Tu ce îmi spui? Sau să spui, Doamne, eu trebuie să mă căsătoresc și ca să nu dau greș, pentru că și de dimineață se vorbea în felul acesta, că căsătoria este pe viață și nu este pe o lună și e o tărâre care noi trebuie să o luăm, să spunem, Doamne, Tu ce spui? Să merg după fata cu tare sau după băiatul cu tare? Și vreau să vă spun că creștinul domnicesc este ca un copil ascultător care, sau o fată ascultătoare care în orice moment întreabă de mama, mamă, ce să fac în situația aceasta? Sau un băiat îl întreabă pe tata, o familie unită, o familie care vrea binele, să fie uniți, se vorbesc între ei, discută între ei, ia aminte la sfaturile mamei, la sfaturile tatălui. La fel și noi, ca creștini spirituali, noi trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne controleze viața și să-L întrebăm pe Hristos, Doamne, ce să fac în pasul următor? Pentru că eu vreau cu orice chip să locuiesc sau să fiu în împărăția ta și nu vreau ca vrăjmașul să aibă câștig. Pe când creștinul firesc, știți ce face? Se bazează pe propria experiență, pe impulsurile inimii și ia decizia așa peste noapte, cu ochii închiși, fără să se gândească că dă greș, fără să se gândească că este o cursă a vrăjmașului. Fraților, și când vorbim că decizia, determinarea noastră se vede în trăirea interioară, vreau să vă spun că lucrul acesta se vede în viața pe teren. Se vede de departe ce fel de creștin este Apopi, ce fel de creștin este Iulian sau ce fel de creștin este Cutare, fiecare dintre noi. Și ce știu eu, se aude în fabrică, decât pocăit ca Ștefan, lasă-mă în pace, nu mai degrabă mă duc la biserica mea. Sau ce știu eu, decât să facă cum a făcut Cutare, fraților. Haideți, eu nu vorbesc imediat așa cu exemple, dar ar trebui să dăm exemple și în privința aceasta, dar eu vreau să las pe fiecare dintre noi să ne dăm seama și să ne amintim în viața noastră lucrurile negative din viața altora. Cum au dat greș, cum nu au ascultat de Dumnezeu și unde au ajuns, în ce stare au ajuns și
În felul acesta să înțelegem că Dumnezeu ne vorbește în seara aceasta, că dacă în viața noastră sunt lucruri care ne periclitează viața veșnică, eu sunt convins că Dumnezeu, care ne lăsăm lucrați de mâna Lui, Dumnezeu ne va da putere să îndepărtăm planul vrăjmașului, să ne legăm de cuvântul Lui Dumnezeu și să strângem în inima noastră lucrurile bune, lucrurile frumoase. Într-o împrejurare spunea Domnul Iisus Hristos despre unii care i-au chemat la cină, că un om mare, spune cuvântul Domnului, a dat o cină mare. M-am gândit să amintesc și lucrul acesta datorită faptului că este o asemănare, pentru că unii ascultă de impulsurile inimii, de ceea ce simt în inima lor. Și spunea cuvântul Domnului că la ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți și au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul i-a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am măsurat și de aceea nu pot veni. Deci sunt justificări ale oamenilor, frați și surori, care de multe ori acestea sunt lucruri pe care oamenii le-au spus direct Domnului sau omului respectiv care a dat o cină mare. Dar ne amintesc de un alt om cu râvnă mare și fără pricepere, care spunea cuvântul lui Dumnezeu în textul care l-am citit câteva versete mai jos. Spune că vine cineva la el și îi spune: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Ce îi spune Domnul? Vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are și unde odihni capul. Unde este sinceritatea? Unde este râvna pentru Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a văzut că inima lui era închisă, vorba lui, vocea lui era de departe: te voi urma, Doamne, oriunde vei merge. Și Dumnezeu îi dă toate lucrurile pe față. A stat și m-a gândit, frate și surori, că atunci când un creștin firesc ascultă de îndemnurile firii, de impulsurile, sau se bazează pe inteligența lui, că el este ceva, că el poate să facă totul, sau că eu am, ce știu eu, era un frate în zona noastră care se lăuda cu ani de pocăință, dar sfârșitul vieții nu a demonstrat anii, de asta am amintit la început, ce rost are să umbli 50 de ani pe calea pocăinței și în final Dumnezeu să te scoată afară. Fraților, în ultimul gând, știți care este sfârșitul celor nehotărâți? A celor care nu vor să fie determinați în viața lor? Mi-amintesc două duminici în urmă, când era sora Mărioara și fratele Aurel aici, a fost venită o lucrare în sânul bisericii noastre, care spunea cam așa: în dreptul unora voi tăcea, nu le voi mai vorbi. Cei care ați fost, vă amintiți bine lucrul acesta. În dreptul unora voi tăcea. Atât de mult mă doare, cum vă spuneam, să fim în casa lui Dumnezeu, să fim în același loc, să cântăm aceeași cântare și în final Dumnezeu să spună despre tine că nu te cunosc. Apostolul Petru, în privința aceasta, spunea cuvântul lui Dumnezeu că ar fi fost mai bine pentru el să nu fi cunoscut. În 2 Petru, capitolul 2, versetul 20. În adevăr, după ce ați scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Deci dacă noi am cunoscut pe Hristos, spune cuvântul Domnului, am scăpat de întinăciunile Domnului în lumii prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci am fost spălați, am fost salvați, am fost iertați, am pus mâinile pe coarnele plugului și am spus că îl vor urma pe Dumnezeu toată viața noastră. Și în final,
Unii dintre noi se trezesc cu lupta aceasta și spune cuvântul Domnului, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, de poftele care le aveam altădată. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât să, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Ce s-a întâmplat? Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroapa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Fraților, nu cred că vă supărați pe mine, este cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă sunt cuvinte grele, cuvinte care poate nu se prea aud în sânul bisericii noastre, dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc aceasta datorită faptului că am simțit și simt și se vede lucrul acesta că sunt creștini care nu le pasă de hotărârea luată altădată. De aceea spunea cuvântul lui Dumnezeu în Romani că Dumnezeu i-a lăsat în voia pornirii inimii lor, în voia inimii lor blestemate. Dumnezeu i-a părăsit. Și iată de ce m-am gândit în seara aceasta să arăt câteva exemple prin care să vedem că Dumnezeu tace. Pentru că lucrarea de prorocie vinită în sânul bisericii noastre, că voi tăcea în dreptul unora, se poate întâmpla. Poate pentru unii s-a întâmplat, nu știu. Dar haideți să ne rugăm în seara aceasta să-i spunem, Doamne, dacă eu nu mai simt puterea Ta, dacă nu mai simt cuvântul Tău, dacă nu mai simt cercetarea Ta, înseamnă că e un bai cu mine. Ajută-mă să-mi recunosc viața, să văd de unde am greșit, să mă întorc înapoi la pocăință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și rog, frații, sunt patru trimiteri biblice să fie trecute pe monitor ca să nu le mai caut. În Apocalipsa 3, capitolul 3, versetul 20, spunea cuvântul lui Dumnezeu așa: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Ce înțeleg de aici? Dacă eu în seara aceasta simt bătaia Domnului Iisus Hristos, hai să-i mulțumim că El încă ne iubește. Dacă eu în seara aceasta simt că Dumnezeu vrea să-mi vorbească, haideți să pierdem prilejul, să deschidem inima și să îl ascultăm în totalitate. Dar știți ce văd grav în versetul acesta? Văd grav atunci când bătaia se oprește. Atunci când nu mai bate Dumnezeu, atunci când nu mai vorbește Dumnezeu. S-a întâmplat în Scriptură și sunt ca exemple din Scriptură când Dumnezeu i-a părăsit pe oameni, când Dumnezeu nu le-a mai vorbit. Și câtă tristețe, câtă durere atunci când Dumnezeu nu mai vorbește. Ce știu eu, când ai un părinte, ai la cine să apelezi cu o problemă. Când ai pe cineva aproape, ai la cine să apelezi. Dar și atunci când ești părăsit de oameni și de Dumnezeu, fraților, ce mai rămâne din viața noastră? În Judecători, capitolul 16, versetul 14, spune cuvântul Dumnezeu despre Samson, care omul acesta se întâlnește cu Dalila, istoria o știm cu toții, și spune că Dalila era foarte preocupată în ce îi se stă puterea aceasta și Samson îi spune că dacă voi fi legat cu 7 funii, apoi spune că filistenii erau asupra lui, el se ridică, se scoală, rupe funiile. Dalila, iată că ți-ai bătut joc de mine, în ce stă puterea aceasta? Da, 7 funii noi, să fiu legat cu ele și atunci voi fi biruit. Și de data aceasta filistenii spunea, cuvântul Domnului, că Dalila spunea, iată filistenii, el se scoală și rupe funiile. A treia încercare spunea cuvântul lui Dumnezeu că se apropie de realitate, de secretul puterii lui și spunea Samson lui Dalila că dacă cele 7 juvițe de păr vor fi împletite în urzeala țesăturii, eu voi fi biruit. El împletește imediat firele de păr, spune cuvântul Domnului și ca să fie sigur mai ia un țăruș și bate firele de păr în pământ, țărușul în pământ, filisterii sunt asupra tarii, Samson se ridică, n-are nimic. Ultima dată spune cuvântul Domnului că Samson și-a deschis inima. În fața ispitei, în fața păcatului, Samson n-a mai ascultat de Dumnezeu,
l-a lăsat pe Dumnezeu, Dumnezeu a încetat să mai vorbească și Samson îi spune, da, iată că eu sunt închinat Domnului și brici nu a trecut peste capul meu. Dacă voi fi ras, voi fi tot ca ceilalți oameni. Zis și făcut și spune cuvântul lui Dumnezeu că Judecători 16:14. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dalila îi spune că filistenii sunt asupra ta și spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci haideți să citesc, pentru că nu se, probabil e trimiterea greșită, îmi dați că am mai greșit de multe ori în privința aceasta. În Judecători, versetul, capitolul 16, versetul 20, mă scuzați. Versetul 20 spune așa, filistenii sunt asupra ta, Samson. El s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Și apare drama. Lucru pe care, fraților, trebuie să fim foarte atenți. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Va veni vremea, spunea cuvântul Domnului prin prorocie, că în dreptul unora voi tăcea, nu voi mai vorbi. Ce sfârșit tragic a avut Samson. Nu știa, el credea că Dumnezeu este cu el, credea că Dumnezeu îl însoțește, credea că face la fel ca și mai înainte, dar nu știa că Domnul se depărtase de el. Așa se întâmplă de multe ori cu noi, cu încrederea, cu iubirea de sine, cu mândria care o putem avea în viața noastră, că eu sunt creștin, că eu sunt predicator, că eu sunt cântăreț, că Dumnezeu a lucrat prin mine, multe, multe alte probleme care am putea să le spunem oamenilor. Dar fraților, în orice vreme, în orice situație, noi trebuie să controlăm. Hristos ne controlează viața. Hristos este în viața noastră, Dumnezeu ne vorbește în orice moment. El îl simțim lângă noi. Să nu ne trezim ca Samson de altă dată, care spunea cuvântul Domnului că nu știa că Domnul se depărtase de el. Apoi în Luca capitolul 19, versetul 42, spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos se apropie de cetatea Ierusalimului. Și spune cuvântul Domnului că când a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și versetul 42, parcă ni se spune că Dumnezeu a început să mai vorbească Ierusalimului. A început să tacă, să nu mai vorbească, a început să nu mai iubească Ierusalimul. A tăcut și n-a mai spus nimic și spunea cuvântul Domnului că dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dumnezeu a tăcut în dreptul Ierusalimului. Se poate întâmpla, fraților, ca și în dreptul unora dintre noi Dumnezeu să tacă. Nu știu. Și mă rog Domnului ca toți care suntem aici, această urare frumoasă, salut pe care de multe ori ne salutăm, cum ne vedem aici să ne vedem și împărăția Dumnezeu, dorim aceasta și dorim din toată inima să se întâmple, fraților. Dar cuvântul Domnului este acela care ne spune că totuși sunt lucruri, sunt oameni care nu-L cinstesc pe Dumnezeu. Chiar dacă venim în același loc, chiar dacă vorbim aceeași limbă, chiar dacă îl slujim pe același Dumnezeu, în final, pentru unii dintre noi s-ar putea să fie fatal, pentru că trăirea noastră personală cu Dumnezeu se vede. Face diferența între un creștin spiritual și un creștin firesc. Creștinul spiritual care lasă pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu să-i controleze viața și creștinul firesc care se ia după simțămintele, după mândria lui, după toate lucrurile care el se lasă ghidat pe pământul acesta. Apoi în Iuda capitolul 5, versetul 5, pentru că este un singur capitol, versetul 5 spunea cuvântul Domnului așa, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă ce a făcut? A nimicit pe toți cei ce nu au crezut. Aceasta mă face să traduc în viața noastră că vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna, că Hristos a murit pentru păcatul întregii omeniri.
Și cei care l-au primit pe Hristos în inima lor și îl slujesc pe Hristos, le este făgăduită viața veșnică. Dar chiar dacă Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin jertfa sa, ne spune că am ieșit din lumea aceasta, că nu mai trebuie să umblăm după poftele firii pământești, că trebuie să le lăsăm deoparte, că nu trebuie să ne mai uităm înapoi, de ce? Ne-am pus mâinile pe coarnele plugului, dar totuși cuvântul lui Dumnezeu, un exemplu grăitor în fața noastră, ne stă în seara aceasta, că după ce i-a scos pe toți din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe toți cei ce n-au crezut. Fraților, nu toți cei ce au pornit sau care au ieșit din Israel au ajuns în Canaan. Tot așa, nu toți cei care ne-am pornit spre împărăția lui Dumnezeu, nu vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Cu durere spun lucrul acesta. Nu să tai elanul căruiva. Nu vreau să spună cineva că pentru mine nu mai este salvare. Nu vreau să spună cineva că pentru mine Dumnezeu tace. Nu vreau să spun, dar amintit toate acestea lucruri, datorită faptului că sunt lucruri care se întâmplă printre noi. Și e posibil, cum s-a întâmplat odată, să se mai întâmple și în vremea noastră, Dumnezeu să tacă, Dumnezeu să nimicească în urmă pe toți cei ce n-au crezut. Și la ce ne-ar folosi atâția papuci rupți, atâta motorină, benzină consumată pentru împărăția, pentru casa lui Dumnezeu, ca să spunem că ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu și în final să fim scoși afară? La ce ne ajută toate acestea, fraților? Stau și mă gândesc cu alte două exemple. Stau și am mai spus lucrul acesta în mijlocul nostru. Am amintit de pilda celor 10 fecioare. Care a fost bucuria fecioarelor care au rămas afară față de cei care nu l-au cunoscut pe Hristos? Spune cuvântul Domnului că cele înțelepte au intrat în odaie cu mirele, celelalte neînțelepte, nechipzuite, au rămas afară. Ar putea să fie un motiv de bucurie pentru cele 5 fecioare nechipzuite și să spună că eu sunt mai fericită față de tine care nu ai luat botezul, care te-ai distrat în lumea aceasta, care ai făcut tot ce ți-a poftit inima, eu sunt mai fericită decât tine. Ar putea să fie aceasta o fericire? Finalul este îngrozitor și pentru unul și pentru celălalt. Pedeapsa veșnică. Nu este aceasta o fericire să spunem în final că eu sunt bucuroasă, chiar dacă n-am intrat în împărăția lui Dumnezeu, ca drept fecioară vorbesc, sunt bucuroasă că am umblat atâția ani la biserică, că am cântat în corul bisericii, că am predicat, că am fost păstor. Poate să fie aceasta o fericire? Nu, fraților. Apoi ne arată cuvântul Domnului în Vechiul Testament despre Noe, care Dumnezeu îi spune, construiește această corabie, îi spune dimensiunile, cum să facă. Vine vremea când ușa corabiei este deschisă 7 zile, invitația a fost pentru fiecare, dar acolo n-a intrat decât 7 persoane, împreună cu Noe 8, animale de parte bărbătească, de parte femeiască, cum a rânduit Dumnezeu, a intrat acolo, s-a închis ușa corabiei și a început să ploaie 40 de zile și 40 de nopți. Oamenii au început să alerge la corabie, să bată, Doamne, deschide-ne, Noe, noi te cunoaștem, Noe, tu știi că eu sunt vecinul tău, mă cunosc, mă numesc în felul acesta, porecla mea este, tu trebuie să mă cunoști, deschide-mi. Noe nu mai putea să facă aceasta, pentru că Dumnezeu a închis ușa corabiei. Alții au fugit pe muntele cel mai înalt ca să-și scape viața. Și acum întrebarea, cel care s-a necat lângă corabie, față de celălalt care s-a necat pe vârful piscului, ar putea să fie o bucurie aceasta? Să se laude cel de lângă corabie necat, să spună că eu sunt mai fericit că am văzut corabia, eu sunt mai fericit că l-am văzut pe Noe, eu sunt mai fericit că eu știu pe oamenii care și-au bătut joc de Noe în cei 120 de ani când el construia corabie pe uscat și spunea că e nebun, eu sunt mai fericit decât tine care ai murit pe vârful muntelui. Poate să fie aceasta o fericire, o bucurie? Nu, fraților, nu. Bucuria adevărată este pentru cei care vor intra în odaie cu mirele. Fericirea adevărată este pentru cei care vor avea ca sfârșit viața veșnică. Fericirea adevărată este aceea cu Dumnezeu împreună. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere la aceasta. Amin.